Evanghelia cunoscută, dar nu crezută, nu va produce pace și bucurie, ci doar condamnare în viața ta. Evanghelia trebuie cunoscută, Evanghelia trebuie crezută și Evanghelia trebuie conștientizată în viața noastră în mod continuu. Evanghelia, odată crezută, produce anumite realități spirituale în care noi trebuie să trăim prin credință. Dacă nu conștientizezi acest lucru, nu te poți bucura de ele. Dacă trăiești inconștient de aceste realități care tu zici că le crezi, nu conștientizezi că ele există, că ele se aplică vieții tale, că ele sunt prezente în viața ta, nu ai cum, nu ai cum să te bucuri.